Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Jovanović. Ministerul Apărării al Republicii Serbia a anunțat un concurs public pentru candidații pentru serviciul militar voluntar cu arme și un curs pentru ofițerii de rezervă ai Armatei Serbiei. Pentru serviciul militar voluntar cu arme se pot anunța candidații de gen masculin și feminin, care în anul 2016 au între 19 și 30 de ani de viață. Candidații interesați pot depune cererea la Centrul Ministerului Apărării Vârșeți în fiecare zi lucrătoare, cu excepția zilei de vineri, de la ora 9 și până la ora 13, în Târgul Svetosavski numărul 10 din Vârșeți. Candidatul care are reședința permanentă sau temporară în străinătate poate aplica la misiunea diplomatică sau consulară a Republicii Serbia în străinătate. Al doilea termen în acest an pentru a solicita o rambursare a TVA-ului pentru achiziționarea de produse alimentare și accesorii pentru copii începe de astăzi și se va desfășura până la 15 iulie. Dreptul la o rambursare a TVA-ului pentru achiziționarea de produse alimentare și accesorii pentru copii se poate obține până la valoarea totală de 73.847 de dinari pentru un copil de până la 2 ani. Pentru a fi eligibil, cerința este ca venitul net total al părinților sau tutorilor al copilului în anul precedent anului în care se face cererea de rambursare a TVA-ului pentru achiziționarea de produse alimentare și accesorii pentru copii să fie mai mic de 1.012.766 de dinari. Cea de-a doua condiție este ca proprietatea totală a părinților sau a tutorilor copiilor pentru care se plătește taxa pe proprietate, în conformitate cu reglementările privind impozitele pe proprietate, să fie mai mică de 24.686.171 de dinari. Cererile de rambursare a TVA-ului pentru achiziționarea de produse alimentare și accesorii pentru copii vor putea fi depuse la filiala autorizată a administrației fiscale în funcție de locul de reședință al solicitantului. Asociația pentru promovarea culturii, științei și artei Punctul de Contact, în cadrul Salonului de la Portă, a organizat o seară muzicală multimedială, ediția a treia. Cartea despre muzica rock în orașul nostru a fost publicată în anul 2013, atunci când s-a îndeplinit 50 de ani de la primul concert de muzică rock la Vârșeți. Ea conține o istorie despre ceea ce s-a întâmplat privind muzica rock în această perioadă între anii 1963-2013. Atunci, în anul 2013, am început cu prima ediție a manifestării cu scopul de a apropia publicului tot ceea ce reprezintă scena muzicii rock. Ideea noastră a fost să amintim de mileul de muzică de atunci și despre evenimentele din această perioadă. La tribună vor participa Budimir Babic, care este destul de cunoscut în acest domeniu și care va prezenta unele fenomene legate de muzica rock, apoi Zlatomir Copil, care de asemenea a fost activ mai ales în anii 80 și 90. Aici va fi și Sergean Părtleaga, care și-a început cariera în primul band de muzică punk. Această carte se poate cumpăra și la tribună și la câteva locații în oraș, precum este Mix Music. Pe lângă oaspeții din studio și anume muzicienii Budimir Babic, Sergean Părtleaga și Zlatomir Copile, direct de la Palma de Mallorca, prin Skype, s-a alăturat și Mișa Micici. La cafenea Fontana de pe piața orașului a fost organizată promovarea noii beri vârșețene sub denumirea Potpis. Ceva mai mult despre berea și promovarea ei ne-a spus Veli Sărvemici, șeful departamentului pentru ospătărie și turism, la întreprinderea 2 octombrie. Astăzi a avut loc prima promovare publică a berii, care a fost organizată într-una dintre locațiile ale întreprinderii 2 octombrie. Este vorba despre berea care deja a fost menționată de câteva ori până acum în ultimul an și care a fost anunțată. Am avut o degustare, iar cu producția am început pe data de 2 iunie. Această bere este nefiltrată și nepasterizată. Se evidențiază și prin conținutul său, care este din materii prime importate din Cehia. Ceea ce e important pentru consumator este gustul ei specific, mai plin, aceasta fiind o noutate în producția de bere. Noul brand este o bere locală, se folosește apa Moja Voda, ce adaugă calității. Se folosește tehnologie cehă și din cauza aceasta berea are o semnătură sau o specificitate și iată și poartă un nume specific și anume Potpis. Pe lângă fermentarea de până la 10 zile, avem și o perioadă prevăzută pentru maturizarea berii, care durează cel puțin 21 de zile. Ingredientele sunt toate naturale, deci facem berea exclusiv din orz și nu adăugăm nimic pentru a îndulci-o precum porumb și orez.
Până pe 10 iulie, berea va fi disponibilă doar la locațiile noastre de ospătărie și anume la Fontana, Arena și Stari Mlin, iar mai târziu, după facerea acordurilor cu alte întreprinderi din orașul Vârșeț, se va vânde și pe un spațiu mai larg. Sperăm că berea va deveni un fel de brand al orașului Vârșeț și sper că din cauza calității ei se va consuma pe teritoriu mai mare și Vârșețul va fi cunoscut și din cauza acestei beri. Din ianuarie până în luna mai a anului curent, 1,01 milioane de turiști au vizitat Serbia, ceea ce reprezintă cu 13% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat astăzi Organizația de Turism a Serbiei. Numărul de turiști intern a crescut cu 14%, numărul exact fiind 584.463. Serbia a fost vizitată de 426.709 de străini, ce reprezintă o creștere de 12%. După cum a fost relatat, în perioada ianuarie-mai 2016 au fost înregistrate 2,8 milioane de nopți cazare, ce este de 16% mai mult decât în aceeași perioadă a anului lăsat în urmă. Turiștii din țară au făcut 1,8 milioane de nopți cazare, ceea ce e cu 17% mai mult, iar străinii 961.481 de nopți cazare, adică 15% mai mult decât anul trecut. Cei mai mulți turiști străini au venit din Bosnia și Herțegovina, înregistrând 81.260 de nopți cazare, respectiv cu 22% mai mult, fiind urmați de turiști din Muntenegru, Bulgaria, Croația și Turcia. Clubul de basket Vârșați a promovat noul antrenor, renumitul reprezentant al echipei naționale Milan Gurović, precum și o nouă conducere a clubului pe directorul de afaceri Alexander Gruin și directorul Predrag Kanački. Gurović, care de pe bancă a condus FMP în perioada 2013-2015, a evidențiat că este bucuros că a venit în orașul basketului și că va avea oportunitatea să întoarcă publicul la centrul Millennium după ce formează următoarea echipă în lunile care urmează. Am marea onoare și plăcere că am devenit parte integrală a clubului de basket Vârșați. Sper că voi justifica încrederea care m-ați acordat-o și sper că vom colabora frumos. Când este vorba despre țelurile clubului, detaliile vor fi dezvăluite pe parcurs. După cum știți și singur, anul trecut acest club s-a aflat într-o situație grea, așa că vom munci la recuperarea acestui club. Sper că ne aflăm pe cale bună. Deja de mâine încep pregătirile. Scopul nostru este să folosim această perioadă de pregătiri și să facem față la competițiile următoare. Aceasta nu va fi deloc ușor, fiindcă vreo 5 sau 6 echipe sunt foarte bune și ele se luptă pentru locul întâi și medalia de aur. Am avut ocazia să ne convingem de aceasta înainte cu câteva luni la Mainham, la competiția mondială neoficială, unde am jucat în finala cu clubul din Germania. Pot spune că turneul a fost incredibil, însă turneul e un lucru, dar competițiile care ne așteaptă ceva complet diferit. Anul trecut, Gurović a preluat un scurt timp una dintre echipele reprezentative ale Serbiei pe care a condus-o la Cupa Mondială Neoficială din Germania, unde această echipă a luat locul 2. Adunarea electorală a clubului de fotbal Vârșați va avea loc pe data de 8 iulie, cu începere de la ora 19 în sala mare a adunării municipiului Vârșeț. Pe ordinea de zi sunt planificate 13 puncte. În conformitate cu legea privind sportul și cu articolul 29 al statutului clubului de fotbal Vârșați, la funcția de președinte al clubului se poate alege doar candidatul care îndeplinește anumite condiții. Cei care doresc să se anunțe la această poziție trebuie să pregătească în formă scrisă sau electronică programa privind dezvoltarea clubului pentru perioada de 4 ani sau în acest an pentru perioada până la următoarea adunare electorală, care va trebui să conțină detalii despre modul și punctele privind planul de viitor și mai ales aspectul competitiv și financiar. Acest plan trebuie trimis la adunarea clubului, membrului Consiliului Responsabil pentru Sport a municipiului Vârșeț, Asociației Sportive a municipiului Vârșeț și Asociației de Fotbal a municipiului Vârșeț. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme însorită și caldă. Valorile termice vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteze de până la 2 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme cu cer puțin acoperit de nori și intervale mai lungi de soare.
Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 24 de grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 31 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteză de până la 3 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!